Doi tineri, o româncă și un afgan, și-au unit destinele sâmbătă de ziua îndrăgostiților. Asta după ce acum 2 ani s-au cunoscut la o zi de naștere și s-au îndrăgostit iremediabil. Cei doi s-au prezentat în fața ofițerului de stare civilă într-o ținută cât se poate de lejeră și fără emoții. Ca și cum căsătoria civilă nu ar fi altceva decât o formalitate care nu va schimba cu nimic dragostea lor. În urma căsătoriei, tânărul va primi drept de ședere și cetățenie română. Cetățene nori rămâi. De bunăvoie și nesilină. O iei în căsătorie pe cetățeana Cristo Caneta? Da. Cetățeană Cristo Caneta, de bunăvoie și nesilină. Îl iei în căsătorie pe cetățeanul Nori Ramin? În cazul celor doi, nici măcar faptul că nu vorbeau aceeași limbă nu a contat. Ramin a învățat-o pe Aneta limba română și asta pentru că jumătatea lui vorbește doar limba maghiară. Faptul că acum a întâlnit-o pe aleasa inimii lui este un motiv în plus pentru care merită să-și construiască aici un viitor. Mai ales că l-are alături pe tatăl fetei cu care are o relație specială. Cum să vă spun, ai băiat bun. Cum am văzut, nu. Ai băiat bun, nu e așa... Ai băiat harnic. Și... A venit, a cerut pe fata, pe daule, am zis că da. Nu. De la mine, despre religia mea, a învățat că cum să am, cum noi să stăm și l-au plăcut la ea. Și eu zis că așa cum suntem noi, despre seara mea, o citis, despre tot. Așa. Da. Acum, aproape sunt român de gândcă. Și ce-ți place aici în România, cel mai mult și cel mai mult? Acum ți-ai ales soția? Da, aici oamenii tot este liniștit și dacă o să vedem la un nesere să ajute, să dacă ceva despre tot, adresa, dacă ceva întreb, să fericitare, să nu că și altă seară oamenii așa gilos, cum să zic, așa, da. În principal, astăzi avem 7 căsătorii. Anul trecut, tot de 14 februarie, am avut la fel, 7 căsătorii. Toate aceste căsătorii sunt căsătorii din dragoste, căsătorii reușite, chiar am făcut o statistică și ne-am uitat să vedem câte dintre ele s-au desăcut. Trebuie să afirm faptul că niciuna dintre ele. Deci toate sunt într-adevăr din dragoste. Sâmbătă de ziua îndrăgostiților au fost oficiate 7 căsătorii și asta pentru că tinerii acordă o semnificație aparte acestei zile.